mai puternică lecție am învățat-o de la un copil de 13 ani. Iulia, este dureros, fără termen de comparație, să încerci să trăiești pentru cei din jur ca să fii cel mai bun, când știi deja că poți să devii cel mai bun pentru tine. De ce să nu faci atunci, proactiv, schimbări care îți vor prinde bine? În relația cu revelațiile, tu ești personajul principal chiar și atunci când ești bântuit de singurătate, frici, temeri. Îți cauți direcția și sensul, te gândești la schimbări care vin dinăuntrul tău sau din exterior și chiar dacă le înțelegi foarte bine beneficiile, ești vulnerabil, un fel de Alice în Țara Minunilor, insuficient de înalt să poți ajunge la cheia cu care să deschizi ușa către o nouă experiență, în care să simți pentru un moment starea de bine, fără să fii bântuit de întrebarea ce-ar fi fost dacă. Ce-ar fi fost dacă? Dacă realizezi cum stai pe harta relațiilor cu propriile revelații, îți reconfirm de fapt dreptul de a fi singura persoană care are voie să decidă ce și cum e cel mai bine pentru tine, în funcție de standardele tale, valori, principii, convingeri. Am fost în căutarea unei odată pentru totdeauna perfect. Mi-am format idealul în iubire ca o concluzie la cei 45 de ani de căsătorie ai părinților mei. Omul trebuie să fie fericit pe deplin când iubește, este o convingere la care n-aveam să renunț prea ușor. Doar văzusem asta la ei, nu? Totuși, cum se face că idealul în care tu crezi nu capătă viață în viața ta, mă întrebam, într-un ocean de singurătate, în care LED-ul de la laptop era singurul far. Mă apropiam de 30 de ani și inventariam toate deciziile de până atunci. Dacă cineva ar fi dat zoom in pe șervețelul cu care mi-înfundam lacrimile, ar fi putut găsi câteva elemente prețioase. Trăiam cu speranța că mă voi rupe de viața veche printr-o călătorie pe marele zid chinezesc. Iar pe șervețel era planul China, în 3 rate, și câteva schimbări profesionale anticipate. Sigur, niciuna nu avea să-mi îmbunătățească viața amoroasă. De nicăieri, poc, un gând ca un plici pe o muscă. Numele băiatului cu care jucam rațele și vânătorii la 12 ani. Octav. Misterios, după 17 ani, mă întrebam oare ce mai face acum. Însă magia s-a întâmplat când i-am tastat prenumele în motorul de căutare a unei rețele de socializare. Pentru că departe de ideea de la care pornisem și la care nu am mai revenit niciodată de atunci, am apăsat pe al doilea prenume combinat cu un nume total necunoscut. Într-o secundă, mă aflam în fața unui cover cu marele zid chinezesc. Și nici nu mi-aduc aminte când am apăsat clasicul Adaugă un prieten. După ce am primit notificarea de acceptare, i-am scris. Hei, ai fost cumva în China? Mi-a răspuns, da, dar habar n-am cine ești. I-am scris, nici eu, dar nu vrei să fii prietenul meu? Și de atunci suntem de 4 ani împreună. Revelația mea în iubire, că orice om merită să trăiască bucuria unei iubiri ca în filme, m-a învățat că poți să devii puternic și când ești vulnerabil dacă alegi să rămâi ancorat în portul alegerilor tale și convingerilor tale. Din turnul de observare al rolurilor profesionale, am sesizat
că revelațiile apar și dispar în relație cu cei din jur. Poveștile de schimbare ale oamenilor care gravitează în jurul meu și care vor să-și consolideze stima de sine, să se simtă confortabile atunci când vorbesc în public, să își găsească vocația, cariera, un punct de confluență, nevoia de schimbare. Am luat toate elementele comune și am dezvoltat 3 scenarii ca un instrument pentru oricine care vrea să conștientizeze în ce scenariu, în ce relație este cu revelația. Dacă o acceptă și acționează asupra ei sau dacă o trece cu vederea și își vede mai departe de drum. Vrei să slăbești. Vrei să mănânci sănătos, să faci mai mult sport și zici cu mult entuziasm de mâine, de astăzi, de luni. Și luni vine, dar tu ești tot omul de ieri. Vreau să slăbesc, de exemplu, apare ca o reclamă publicitară, iar nu mi se mai închid nasturii de la pantaloni, și îți indică ideea de schimbare, doar că tu o amân din nou printr-un snuz, cu un alt mâine și un alt de mâine, și uite așa, nu-ți dai seama când ajungi să schimbi pantalonii cu 2 numere mai mari. Deraiezi și aterizezi într-o situație de criză. Un accident, afli că ai nevoie de kinetofizioterapie, chiar și stima de sine e la un nivel redus și simți că nimic nu te mai poate ajuta să te simți bine în propriul tău corp. Atunci îți spui, dragă revelație, ce bine ar fi fost dacă te-aș fi ascultat de la început, acum e un pic cam târziu. Cu alte cuvinte, ce e snuz acum se poate transforma oricând în ultimul apel. Iar tu ești pus în ipostaza să ai nevoie de resurse diverse sau noi, fără să ai același nivel de putere ca să le poți accesa sau procura. Dacă te afli într-un astfel de scenariu, snuz, te întreb, de ce ai lăsat pe mâine revelația care poate fi trăită doar azi? Ești Phil Connors, un prezentator meteo trimis pentru un reportaj despre o cârtiță care prognozează vremea în fiecare an. Este a 4-a oară când particip la ziua cârtiței și nu ți-a ascuns frustrarea. Abia aștept să termin reportajul și să te cari spre o bine meritată promovare. Doar că ziua următoare este tot ziua cârtiței. Din nou și din nou și din nou. La început, faptul că se repetă acea zi pare în avantajul tău. Până când îți dai seama că ești blestemat să trăiești în același loc, făcând aceleași lucruri, cu aceiași oameni. Trăiești o zi care se repetă, iar revelația este chiar ziua care se repetă pentru că te trezești în același cadru, la aceeași oră, cu aceeași melodie și totuși nu găsești suficiente elemente care să-ți indice răspunsul la întrebarea oare ce ar trebui să fac diferit, deși cei din jurul tău văd asta. Îți spun, poate că ar trebui să te bucuri de ziua de astăzi. Poate că ar trebui să te integrezi în comunitate. Revelația se repetă din nou și din nou, dar tu îi dai o interpretare greșită. Te frustrezi. Te blazezi, faci toate lucrurile pe care le știi și care sunt din zona ta de confort. Și când le epuizezi, începi să faci lucruri pe care nu le știi. Să te descoperi pe tine, să înveți să cânți la pian sau să-i descoperi pe ceilalți. Să îi respecti și să-i ajuți. Și așa ajungi în ziua următoare. Phil, în filmul care se numește chiar așa, Ziua Cârtiței, trece într-o oră prin acea zi, de 38 de ori, ca o metaforă
pentru oamenii care își petrec sau își pierd 10 de ani făcând același lucru și așteptând rezultate diferite. Dacă te afli într-un astfel de scenariu, snooze, poate că ar fi util să știi că timpul de ieșire din deja vu este direct proporțional cu deschiderea ta în a accepta situații sau rezolvări prin ochii celorlalți. Altfel spus, cu cât ești mai deschis, cu atât timpul de așteptare este mai mic și cu atât timpul de ieșire din deja vu este mai mic sau inexistent. Când am cunoscut-o, era după 3 ani de muncă în organizare de evenimente și simțea nevoia de echilibru între viața personală și profesională. Sigur, își analizase ultimii ani pe care îi petrecuse într-un regim de urgență și care i-a plăcut la momentul respectiv, dar acum voia să schimbe responsabilitățile profesionale și să câștige mai mult timp pentru sine, pentru familie, pentru cei din jur. Așa că am discutat, am înțeles contextul și și-a imaginat cum vrea să arate viitorul, pe care l-a structurat într-un plan de acțiune, bine delimitat în zonele în care voia să vadă schimbarea, în obiective specifice, în termeni limită și bonus, câteva elemente de termene pentru o revizuire intermediară. La începutul implementării nu a fost 100% încrezătoare că metoda va funcționa, doar că a trăit revelația că planificarea face diferența în momentul în care a observat că trăiește 90% din obiective, că ele fac parte din viața ei, inclusiv schimbarea de job. Sigur, a pierdut câteva meciuri, în schimb a câștigat experiența unui transfer către o viață echilibrată, bazată pe un management al obiectivelor și care era departe de eticheta de planificare pe care o știa ea. Dacă ești într-un scenariu de tip refresh, atunci te auto-actualizezi și de fiecare dată când vezi problema, ai revelația. Dacă ai revelația, te gândești de unde apare nevoia de schimbare. În ultimii 9 ani, cu și despre oameni, am validat că de la schimbare, de la revelație la schimbare, e necesar, e musai să treci prin 3 stații. Prima, să vrei să primești revelația. A doua, să alegi să fii vulnerabil și să deschizi sufletul ca să povestești despre limitări, constrângeri și prejudecăți pe care le poți perpetua și îți pot impacta rezultatele. Și a treia, să poți să stabilești planul de acțiune prin care să susții schimbarea pe termen lung. Fascinația pentru revelații și-a găsit vocea într-o cafenea. Vorbeam cu o prietenă despre domnul Pruteanu, care i-a fost profesor. Și o secundă e mult, spunea el. Am întrebat-o de ce. Pe vremea filmului clasic, regizorul monta 24 de cadre ca cinefilul să vadă o secundă de film. Abia atunci am realizat că dacă ar fi să defalcăm o secundă din viața noastră, în 24 de cadre, am avea cel puțin 24 de argumente pentru care să facem schimbarea. Cheia care dă forța revelațiilor este să lași momentele negative în albumul alb-negru ca să faci loc momentelor pozitive în albumul colorat. Vestea bună e că nu trebuie să plătești un regizor ca să-ți monteze filmul revelațiilor tale. Ai fost înzestrat cu rolul de a fi
regizor-șef. Acum ai aflat, ai vizualizat în ce scenariu ești, snooze, deja vu, refresh, apasă puțin butonul de stop cadru. Ce revelație îți apare sau reapare? Ce element din cele 24? Care sunt primii pași pe care vrei să-i faci ca să poți apăsa butonul acțiune? Și o secundă e mult. Vă mulțumesc!